Hai să ne așezăm că sunt foarte curios. Normal, normal. Normal, noi ne tot amenințăm că ne întâlnim, știi, dar nu ne întâlnim niciodată, dar noi ne tot amenințăm. Așa, mai tare faza a fost că știi că el face un personaj din Rapunzel. Și cine este fan Rapunzel. Și când a aflat ea, adică eu când mi-am dat seama că eu pe personajul respectiv îl cunosc, i-am spus, dar putem să-l întâlnim. Vai! Cum? Putem să-l întâlnim? Da! Și îți dai seama că am făcut o întâlnire întâmplător, ne-am și văzut. Ne-am și văzut, da. Și fiimea, îți dai seama, pentru ea a fost o chestie extraordinară, că s-a întâlnit cu celebrul personaj. Îl știe, mă, pe Gheorghe Papagheorghe. Păi nu, că îl cheamă Gheorghe Papagheorghe, că e și greu să nu știi cine da, e. Logic. Hai să venim acum la subiectul despre care vorbeam mai devreme. Să nu uităm de ce ne-am adunat aici, nu? Da, exact. Știm că Ovidiu este alături de tine în subiectul ăsta. Spuneți-ne despre ceva. E prietenul meu oricum de vreo mulți ani, foarte mulți. Nu, să nu ne vorbeam. Nu. Spune-ne despre ce e vorba cu postarea Laurei. Nu, eu n-am făcut nimic decât să întreb. Pentru că am văzut o postare în care ea recomanda o salată. Pentru... Nu e prea mic copilul pentru salată? Nu. I-a explicat că pentru doamnele însărcinate, această salată este foarte benefică, deoarece previne malformațiile congenitale și travaliul prematur. Și mie mi s-a părut un pic ciudat așa și am făcut o postare în care am întrebat un alt prieten de-al meu, medic, dacă există o salată sau vreun produs care poate să prevină o chestie foarte gravă de altfel, și anume malformațiile congenitale sau travaliul prematur. Și vreau să știu o opinie a unui om edificată, corect, și că care calificat în știe ce ăsta, spune. Absolut. Și voi probabil că ați văzut postarea aia, dar era doar o întrebare a mea către un doctor, dar acum iată, avem un alt doctor care poate specializat pe care, pe pentru chestia, că mie mi se pare că atunci când o persoană cu foarte multă influență, așa cum este ea, promovează ceva, trebuie să fim, adică să avem în general, siguranța că e ok. Există, nu, riscul că atunci când ești persoană publică să poți să vehiculezi lucruri și anumite informații pe care lumea să le preia. Și fără să le mai verifice cum a făcut Oana. Da, pentru că ai o anumită notorietate. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți când vehiculăm anumite lucruri și la claritatea informației, nu doar la informația în sine, care poate să fie falsă sau nu, dar dacă e foarte neclară sau lasă loc de interpretări, poate fi interpretată greșit și automat să se nască anumite lucruri destul de serioase și de severe prin dezinformarea asta. Ce vreau să vă spun e că, nu știu dacă ați auzit, dar există o serie întreagă de, vorbeam mai devreme cu Ana, de escrocherie. Există business-uri foarte bine puse la punct și care au cifră de afacere foarte mare, prin Turcia, de exemplu, în care oameni creduli se duc și fac anumite cure de detoxifiere. Pe mii și bine, zeci de mii de euro. A fost de când lumea și pământul. Astea sunt peste tot și există peste tot în lume. Atunci, pe noi ne interesează subiectul în sine. Sigur că, dar punctual, asta încerc să spun. Există acest aliment sau nu există? Lumea e dispusă să creadă tot felul de lucruri care nu întotdeauna au fundament medical. Cum spunea și Ioana și cred că toată lumea știe, malformațiile congenitale sunt lucruri foarte severe și care pot fi într-adevăr produse de anumite substanțe toxice, mai ales în primul trimestru de sarcină, pot fi produse chiar de anumite tratamente antibiotice, de aceea femeia gravidă niciodată nu urmează tratamente antibiotice decât prescrise de medicul obstetrician. Se evită în general anumite aspecte, se evită. De aceea femeia gravidă nu trebuie să aibă anumite infecții cu paraziți care pot produce malformații, nu, ale fetusului, serioase, până la pierderea vieții fetusului și eliminarea acestui. Am mai multe întrebări pe zona asta, deci chiar am avut și probleme aș vrea când să... eram gravidă cu lucrul ăsta și am multe întrebări să-i pun. Știu, dar aș vrea să ne relaxăm un pic pentru că avem foarte multe de învățat de la tine și aș vrea să luăm o scurtă pauză de publicitate, și revenim imediat cu subiectul ăsta. Summer Nights, dragii noștri, alături de noi în continuare Oana și domn doctor, vă mulțumim din suflet că ați venit alături de noi. Cu drag. Răspundem întrebărilor în continuare despre nutriție și despre cum ar trebui să alimenteze o femeie în sarcină. Ce e corect și ce e incorrect. Da, nu, ideea era și atâta mai am eu de spus, că domnul doctor după aia vorbește. Ideea era că eu nu cred sincer că orice salată sau produs natural, bio, poate să prevină
niște afecțiuni atât de grave. Așa, eu malformația, că despre asta vorbim. Malformația congenitală, travaliu și așa mai departe, că nu văd legătura într-o salată și prevenirea unor astfel de probleme. E adevărat că un mod de viață sănătos previne multe sigur lucruri, da. Dar... Și o alimentație absolut într-un anumit fel construită poate să prevină problemele din timpul sarcinii. De cum o alimentație greșit construită și nepotrivită poate să implice probleme serioase în timpul sarcinii, cum spuneam și mai devreme. Numai consumul unei cantități de pește crud care poate să conțină un anumit parazit sau mânghierea unei pisici în timpul primului trimestru sau primelor două trimestre de sarcină poate să pună probleme serioase dezvoltării fetusului. Mănânci sushi când ești gravidă, clar. Malformații congenitale serioase, mai ales în condițiile în care nu ai pregătit sarcina din timp cu analize, nu ai programat-o și este o sarcină nepregătită. Se știe, toți medicii obstetricieni recomandă o baterie extinsă de teste care includ toate aceste lucruri. Deci revenind, sunt lucruri din alimentație care pot să facă foarte mult rău. Absolut. Da? Dar discuția noastră în această seară pentru cei care se uită de acum la emisiunea noastră este că totul a pornit de la o postare a Laurei Cosoi care a spus că o anumită salată poate să prevină dezvoltarea malformațiilor la făt. Spune-ne, am auzit și de povești de genul că nu e bine să te vopsești ca femeie dacă ești însărcinată, nu e bine să... Trebuie sau să sunt chiar adevărat. În timpul sarcinii avem femeile însărcinate au mai multe probleme, printre care epurarea a două metabolisme. Copilul cât e mai mare are, sigur, este prins în placenta respectivă, dar are un schimb de substanțe, metabolic, nu? El trăiește, crește și elimină în timpul creșterii astea o serie întreagă de substanțe. La fel cum noi, corpul nostru și celulele noastre elimină anumite lucruri în momentul în care trăiesc. Și astea trebuie eliminate prin respirație, dioxidul de carbon, prin rinichi, o serie întreagă de substanțe toxice. Ori, dacă noi, sistemul de detoxifiere al femeii respective gravide este supus unor lucruri suplimentare, cum ar fi fumatul, cafeaua excesivă, alcoolul, alte substanțe toxice și așa mai departe, da, ele depășesc capacitatea de epurare a organismului. Și atunci, sigur că femeia însărcinată trebuie să aibă grijă că are de epurat încă un organism și să nu facă rău copilului. De aceea este important ca sistemul de detoxifiere, dar vorbim de detoxifierea la nivel celular, să funcționeze impecabil, mai ales în perioada sarcinii. Sigur că e indicat ca toți să avem un sistem de detoxifiere impecabil. Asta pentru a nu acumula produși toxici la nivel celular, care mai devreme sau mai târziu vor afecta codul genetic celular și efectiv funcția celulară, până la moartea celulei, îmbătrânirea prematură, cancerul și moartea celulară. Deci ca să concluzionăm, există sau nu există alimente sau produse care să previne malformațiile? Nu există. Severe. Deci trebuie să existe. Ceva punctat, nu există. Există frunza X de salată sau fructul Y va determina prevenirea malformațiilor congenitale. Există modul, lifestyle-ul ăla sau ălălalt. Ce, un mod de viață, adică clar. Hidratare corespunzătoare, renunțarea la toxice, constituirea unui plan alimentar cât mai echilibrat, care să conțină sursă de proteină din toate sursele, și vegetală și animală, din mai multe surse, cât mai variate, combinate și susținute continuu de o bogăție de salate, de legume, cât mai puțin gătite sau cât mai puțin, vorbim de salate, da? Dar spălate cu atenție, să nu expunem riscurile infecțioase. Eu, de exemplu, când am fost însărcinată, nu am putut să mănânc, deși sunt fan, nu am putut să mănânc fructe de mare și pește. Nu știu de ce. Organismul de mare, de altfel, nici nu sunt indicate în timpul sarcinii. Da. Dar de ce? Chiar dacă sunt gătite? Da, chiar dacă sunt gătite, că sunt multe dintre ele. Odată există riscul alergic pe care îl poți avea sau nu, și odată există o serie întreagă de lucruri. Când faci un fruct de mare, nu-l aduci la 100 de grade să omori orice. Da? Deci modul de gătire. Se spune că... La fel, ouăle trebuie fierte foarte tari. Niciodată nu, o gravidă nu este indicat să mănânce omoi. Da? Asta și știu de când vorba aia, că suntem experimentați. Da. E bine din zona în care ești să mănânci fructele și legumele din zona în care tu ai crescut sau trăiești în mediul respectiv. Și trebuie să existe un echilibru, atenție, trebuie să hrănim gravida și să hrănim copii. Nu trebuie să existe excesul pe care s-a împământenit în poporul român, hrănește doi. Sunt doi, dar unul este inițial are câteva zeci de grame, apoi câteva sute de grame, deci nu trebuie să mâncăm pentru încă unul de 100 de kilograme. Am înțeles. Deci nu e nevoie, dar este nevoie să dăm factori nutriționali.
proteină de calitate cât mai variate, legume și fructe din belșug, apă, hidratare foarte bună și la fel grăsimi de calitate. Ce înseamnă grăsimi de calitate? Uleiuri cât mai variate vegetale, o gamă largă, da, avocado, dovleac, măsline și așa mai departe, presate la rece și puse prin salate și puse prin alimente, nu gătite, nu termic, da? Carnea fiartă sau prăjită mai puțin la abur, făcută ca să nu existe risc de contaminare, deci gătită bine. În rest,